Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prea iubite confrate, Sfânta Preoție, iubiți credincioși, prea iubiții Tatălui Ceresc, Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții. Dacă luăm Sfânta Scriptură din scoarță în scoarță, nu vom găsi o propoziție, o afirmație, nimic în această scrisoare de iubire a Tatălui pentru noi, în care să găsim vreun aprob al morții sau unde să nu fie lăudată și exaltată familia cu mulți copii și binecuvântarea copiilor în familie. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atâta de mult al vieții, încât nici moartea nu a putut să îl țină în lanțuri. Când s-a dat în mâinile acelora care l-au batjocorit, care l-au scuipat, care l-au încoronat cu spini și l-au biciuit, care l-au împins pe drumul calvarului și strigau către el: acum salvează-te tu pe tine însuți, pe cruce, când nu mai avea nimic, el a mai avut ce să deie și aceea a fost viața lui dumnezeiască. Un lucru, un mister, care ne pune în perspectivă întreaga noastră viață, întreaga lume în care trăim. Intrarea lui Hristos prin întrupare și nașterea sa, sărbătoare pentru care ne pregătim în acest post al Crăciunului, ne aduce și ne readuce aminte de faptul că Dumnezeu este unul care dă și nu care ia. Viața este sacră pentru că provine din interiorul vieții lui Dumnezeu, din interiorul preasfintei trăimi, acea iubire care este dătătoare de viață. Și când mărturisim în crez despre Duhul Sfânt că este Domnul și dătătorul de viață, tocmai această realitate o mărturisim. Într-adevăr, dușmanul lui Dumnezeu, acela care este dușman, dar nu este egal cu Dumnezeu, diavolul, este un zeu al morții. Un zeu al urii, un zeu care cere totul și nu dă nimic. Și aceasta este lupta în care noi toți suntem antrenați. Din momentul concepției noastre și până la ultima noastră suflare pe acest pământ, din pântece până în sicriu, noi suntem antrenați, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că știm, fie că nu știm, în această luptă pe viață și pe moarte, pe viața veșnică și pe moartea veșnică. Vedem societatea, cultura în care trăim, căci atunci când l-a părăsit pe Dumnezeu, a fost cine să ieie locul foarte repede. Dintr-o cultură a vieții care apăra viața, din pântecele mamei, când 99% din oameni, dacă i-ai fi întrebat, 99,9%, dacă i-ai fi întrebat dacă poate o femeie să își omoare propriul rod al trupului ei, s-ar uita la tine cu oroare, că n-ar ști despre ce vorbești. Astăzi, în schimb, este discuția la modă, se pare că. Vedem și în America, acum este un anume caz care va schimba oarecum cursul acestei oribile legi care există în întreg vestul. Cu siguranță că nu va schimba complet, nu va opri complet în a lăsa să continue aceste crime oribile, așa cum și părintele s-a exprimat, dar care va întoarce oarecum acest val care părea numai acum câțiva ani imposibil de oprit. Dumnezeu este cu noi și lupta noastră, și nu numai a noastră aici, ci în întreaga lume pentru aceasta, pentru a opri aceste nedreptăți inimaginabil de mari, are roade și are sens
Și felicitări tuturor acelora care au îndurat de-a lungul anilor a fi ridiculizați, de a fi dați la o parte, nu numai din cultură, ci chiar, nu numai din societate, ci chiar din biserică. Iată că Dumnezeu este cu noi. Iată că Sfânta Fecioară Maria, în maternitatea ei, răspunde rugăciunilor noastre. Un lucru tare interesant, știți, Dumnezeu are un simț al umorului extraordinar. În ultimii 150 de ani, să zicem, cum au fost atacate tot felul de lucruri, Sfânta Scriptură, că de fapt a fost schimbată de biserică și nu știu ce și așa mai departe, deși biserica este cea care a scris Sfânta Scriptură în final, au apărut acele manuscrise de la Marea Moartă care confirmau tocmai scrierile Vechiului Testament din Biblie, din Sfânta Scriptură, că sunt într-adevăr așa păstrate în Sfânta Scriptură pe care are Biserica Catolică ca și astăzi. Mai târziu, când s-a contestat faptul că Petru ar fi murit la Roma și ar fi înmormântat chiar sub altarul bazilicii Sfântul Petru, sub altarul acestei bazilici, iată că prin anii 60 s-a găsit mormântul Sfântului Petru la niște excavări arheologice în catacombe. Și acum, în ultimii 20 de ani, s-a descoperit altceva foarte extraordinar în privința legăturii dintre mamă și copil. Ceea ce se numește microchimerism. Nu știu dacă cineva a auzit, dacă ați auzit, felicitări, înseamnă că sunteți destul de bine informați. Nu este o informație foarte răspândită, pentru că mulți nu vor ca aceste realități să iasă la suprafață. Și iată ce înseamnă acest microchimerism. Înseamnă că atunci când copilul este în pântecele mamei, între mamă și copil se întâmplă un schimb de celule care rămân în ambele persoane toată viața lor. Deci imaginați-vă, celule de la mamă ajung în trupul copilului și celule de la copil trec în trupul mamei. Celulele își păstrează identitatea, își păstrează ADN-ul și dacă copilul este un băiat, atunci acele celule vor avea ADN masculin și vor fi în trup de femeie. Și aceste celule fac ceva mult mai extraordinar decât pur și simplu că sunt acolo. Atunci când este o boală, când ceva atacă trupul mamei, atunci acele celule ale copilului, ele aleargă acolo ca să ajute să repare și să vindece. Și la fel și în trupul copilului. Acele celule sunt acolo ca să îl ajute și să-l apere, să-l vindece pe copil. Știți acea senzație? Orice ai face, când mergi la mama, mama știe imediat că ceva nu e în regulă cu tine. Poți tu să te speli pe față, să te aranjezi, să te faci cel mai prezentabil. Când ai intrat pe ușa casei, mama o să te întrebe ce-i cu tine. Și aceasta este nu numai o intuiție feminină, pentru că orice femeie are intuiție feminină și totuși nu vede aceasta în ceilalți decât în copiii ei. Deci mama nu că-ți suflă în ceafă, mama este în ceafă, pentru că este în tine. Și mama poartă celulele de la toți copiii pe care i-a avut, indiferent că aceștia s-au născut sau nu. Ceea ce este un lucru și mai extraordinar. Adică în fiecare femeie care a fost însărcinată vreodată, poartă toate un grup de celule din toți copiii pe care i-a avut. Indiferent că i-a pierdut prin pierderea sarcinii, fie că i-a pierdut sau s-a scăpat de ei prin avort. Este un lucru, cred că, un pic emoțional, mai ales pentru femei, să afle acest lucru. Dacă ne gândim la această realitate extraordinară, omul este o ființă inimaginabil de complexă. Orice om de știință care crede că el știe deja cum funcționează și ce trebuie făcut cu trupul omului, nu știe, de fapt. Minte. Dumnezeu ne-a creat niște ființe inimaginabil de frumoase. Noi suntem ființe care din lumea invizibilă, din lumea spirituală, ne manifestăm prin trupul nostru în această lume materială. Acum, dacă luăm această idee, această descoperire
a ceea ce se întâmplă între relația dintre mamă și copil, să ne gândim un pic la Sfânta Fecioară Maria. Gândiți-vă, ea l-a purtat pe Iisus Hristos, pe acela care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, și în ea sunt celule dumnezeiești din Fiul ei. Și în Fiul ei sunt celule materne din ea. Acum putem să înțelegem legătura dintre Maria și Hristos într-un mod mult mai profund. Este ceva, îți stă mintea în loc când te gândești. Cât de frumoasă este maternitatea. Ce mare dar de la Dumnezeu este acela de a fi mamă. Aceasta este scopul fiecărei femei. Așa cum scopul fiecărui bărbat este să devină tată într-un fel sau altul, fie tată biologic, fie tată adoptiv, fie tată spiritual, așa și femeia este chemată să fie mamă, fie mamă biologică, fie mamă adoptivă, fie mamă spirituală, maică, cum îi spunem noi la surori, la călugărițe. Dar maternitatea și paternitatea trebuie împlinite și maternitatea trebuie apărată și să îi se ofere un loc și un mediu în care să înflorească. De ce multe femei aleg, sau multe tinere aleg să facă această crimă, să facă avort? Pentru că mediul este în așa fel încât calcă acea floare care abia înflorește la viață, o calcă în picioare. Tatăl nu este acolo ca să-și apere fiica. Cel care este tatăl copilului, probabil nefiind nici căsătoriți, nici nu-l interesează ca să își apere mama copilului lui. Este un eșec nu al femeii, este un eșec al bărbatului pentru că am ajuns în această situație. Este un eșec pentru că am uitat că bărbatul este acela care trebuie să vă apere pe voi, să vă ofere acea casă, acel cămin, acel loc unde voi să puteți să înfloriți, unde să dați boboci, să dați alte flori sub această îngrijire. Soțul trebuie să-și îngrijească soția ca pe o floare, nu ca pe ceva de care să se folosească. Bărbaților, cu voi și vouă mă adresez, fiți bărbați. Bărbat nu înseamnă să mergi, să stai în birt și să faci glume proastă și să fluieri după femeia. Aia nu este masculinitatea, este opusul masculinității. A fi bărbat înseamnă a te jertfi până la punctul de a-ți da viața pentru cei dragi. Uitați-vă la soldați, soldații adevărați, luptători adevărați în armată, nu luptă pentru că urăsc ceea ce-i în față. Și ei luptă pentru că iubesc ceea ce e în spatele lor și apără, luptă pentru aia luptă. Pentru a-și apăra casele, familiile, copiii, societatea, modul de viață. Și noi suntem în primul rând acolo pentru a ne da viața ca în urma noastră să rămână o grădină frumoasă de flori de unde să iasă mulți boboci. Întrebăm dacă vreodată aceasta va mai fi. Dacă vom mai avea vreodată o astfel de societate, așa cum a fost până prin primul război mondial, fără a romantiza și a idiliza că era perfect, nu despre asta este vorba. Dar bărbatul știa că trebuie să-și apere soția, trebuie să-și apere copiii. Nu știm dacă va mai veni o astfel de vreme. Ceea ce putem să fim siguri de realitatea că Dumnezeu este cu noi și rugăciunile noastre au putere și sunt ascultate. Și aici am văzut la Părintele aceeași realitate care o văd peste tot, din păcate. Înainte de liturghie ne-am rugat rozariul. Părintele se ruga aici cu două doamne rozariul. Dar aceasta este problema. Două doamne, unde sunt bărbații care să se roage rozariu, să pună mâna pe el, că este arma care înfrânge diavolul. Acea sabie a Sfântului Arhanghel Mihail este rozariul. Și nouă bărbaților ni s-a dat această datorie de a ne apăra, în primul rând pe plan spiritual,
de a ne apăra cei din jurul nostru, cei dragi din jurul nostru. Puneți mâna pe rozariu și rugați-vă. Rozariul nu este pentru, iertați-mă, nu vreau să nu vă insult, că aveți și voi o putere spirituală extraordinară, nu este pentru bătrâne care n-au ce face, se plictisesc de moarte și atunci iau rozariul și se roagă. Nu asta înseamnă rozariu sau rugăciunea în sine. În primul rând, bărbații sunt aceia care trebuie să se pună în genunchi, să-și toace genunchii în acest război spiritual. Cu rozariul în mână, cu Sfânta Scriptură, cunoașterea Sfintei Scripturi, și cu aceste două arme, întăriți de Sfintele Sacramente, de spovadă, de Sfânta Împărtășanie, să putem să stăm și să ținem piept acestui val de moarte care ne mănâncă copiii, familiile și viitorul. Noi trebuie să fim în primul rând, în rândul întâi, adică al acestei lupte. Nu vă băgați soțiile, fiicele și mamele în primul rând al bătăliei. Este lașitate. Voi trebuie să fiți primii acolo, ca să vă apărați aceste ființe dragi și sacre de la bunul Dumnezeu, în care fiecare dintre noi am primit existența noastră, viața noastră de la bunul Dumnezeu în pântecele mamei. Și am ieșit și iată că Harul lui Dumnezeu lucrează și astăzi. Așa cum lucrează și prin Părintele Chișărău, așa cum lucrează și în mine și lucrează și în tine. Dar să lăsăm acest har să curgă prin noi și să umple această lume de viață și de Dumnezeu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.